cei cu cernici. E, uite că noi am fost cumpătați, cum ar zice Gheorghe Copos, mă scuzați, George Copos. Am înțeles că în cartea de identitate e trecut totuși Gheorghe, de ce e o fi rușine cu numele Gheorghe, până la urmă? Nume vechi, românesc, neaoși, dar în fine, așa or fi parveniții. Se rușinează cu numele, se rușinează cu părinții, cu moștenirea. Ei se cred coborâți cu hârzobul din cer. În fine, dă-l încolo pe Copos, că l-am tămâiat destul. Și justiția, înțeleg că o să îl tămâieze. Tot aud zvonuri că unii vor fi încălțați, prea mulți îi va încălța justiția din România. Sincer, mă îndoiesc, dar cine știe, s-or fi schimbat vremurile și o să vedem câteva personaje din fotbal intrând așa, fie la suspendare, fie la executare, dar subțire, subțire, un an, doi, știți povestea, mai ales că ei nu fac închisoare cum fac oamenii obișnuiți, pentru că sunt bolnavi. Omul obișnuit n-are nicio boală, pentru că nu are nicio grijă. Dacă ești sărac, ce grijă să ai? Nu te apasă nimic, n-ai niciun stres, prin urmare ești sănătos, tun, și la cap și la trup. Omul bogat câte nu are, câte griji nu are săracul? Păi în primul rând să nu merg banii. Asta e cea mai mare grijă pe care o poți avea dacă-s mulți. Dacă-s mulți și nu știi să numeri decât până la 10, cum ar fi cazul lui Vasile Turcu, stres mai mare nici că-mi pot imagina. Ăsta, bietul de el trece de 10 și nu mai știe. Ce-o veni după 10? Ce-o veni? E rușine să întrebe. Ce vine după 10? Nu întreabă, o ia de la capăt. Iar numără până la 10, vă dați seama că în față are un munte de bani. Și nu reușește niciodată. De-aia se îmbolnăvesc, dragi contribuabili, stimați contribuabili, credincioși, atei, ce-o să fie, noi am fost cuminți, să știți. N-am mâncat toate ouăle din coșuleț, că de-aia am fost în stare să ne prezentăm la serviciu, judecând după pustinciunea pe care o văd în București, iar ați mâncat un miel, mă scuzați, întreg, iar ați dat iama în coșulețul cu ouă. Sunt și unele gospodine, nu le-am înțeles niciodată. Fac câte 200 de ouă. Dacă ar ieși să mai împartă și nevoiașilor, din nou aș înțelege. Nu fac 200 de ouă la o familie de 3 persoane. Evident că ăla micu, dacă vede mormanul cu ouă, ce să facă săracul? Mănâncă și mănâncă și mănâncă și du-te la spital dacă ai unde. De sărbători, spitalele noastre nu funcționează. Că vorba aceea, și personalul are nevoie de un picuț de odihnă, cred că nici și păguța nu merge foarte bine. Foarte curios, v-am mai vorbit despre chestiunea asta. Ori de câte ori încerc să deschid Facebook-ul, mai nou instrumentul numărul 1 de comunicare și la noi, în România, îmi apare lângă zăcăsuță pe care scrie login, adică loghează-te, adică intră în rețea, apar căsuțele unora care nu știu cum își fac promovare, dar au devenit categorii în interiorul acestui conglomerat de socializare. De pildă, Andreea Bănică. Deschizi și lângă login vezi Andreea Bănică, e o categorie specială. Bă, ce-o face, bă, frate, de a ajunge așa de populară? Peste Andreea Bănică văd că Elena Udrea. Nu știu cum se procedează, unesc că și ăsta e un mod de a-ți face publicitate, dar nu văd Barack Obama, atenție, președintele Statelor Unite, care oricât ar trebui să aibă mai mulți fani decât Andreea Bănică, unul alta, dar l-au votat 50 de milioane sau câți dintre americani. Deci asta are mai mulți fani. Nu-l văd nici pe Dalai Lama, nu-l văd nici pe Michael Jackson, se știe că n-a murit. Sper că e clar pentru toată lumea, nici pe Elvis, nu, Andreea Bănică. Mă, cum fac astea de-au mai mulți fani decât megastarurile Occidentului? Nu pot să pricep, chiar nu pot, nu înțeleg. Stalin și Hitler, din fericire, am scăpat de ei, dar ăștia, dacă ar mai fi existat, n-ar fi avut atâția susținători, atâția urmăritori cât au Andreea Bănică și, bă, Elena Udrea, că e politician, poți să zici. Se vede des la televizor, dar eu pe Andreea Bănică n-am mai avut-o. N-am mai văzut-o, pardon. N-am mai avut-o, ar zice, un fotbalist. Apropo de fotbaliști, au petrecut și ei, am înțeles, prin muncă, Paștele. Unii au jucat, alții s-au făcut, că joacă. Steaua a ieșit campioană, prilej pentru Meme Stoica să-și aroge așa cum ne așteptam cu toții toate meritele. Toate a spus așa. Succesul se datorează echipei de conducere, faptului că suntem uniți și colaborării excepționale dintre mine și Laurențiu Reghecamp. Deci lui se datorează succesul, ați înțeles. Bine, a pomenit și despre patron, altfel și-o lua.
și-l lua de la el sau și-l lua indirect de la cei din jurul lui. Mai dădea Virgil Becali una peste ceafă: băi, trezește-te. Bine, el n-are voie în lojă, e mai greu să mănânce bătaie de la apropiații lui Becali. Da, pe acolo, pe la tribuna întâia, poate cobor vreun nepot să-i tragă una. În orice caz, pe el s-a pus primul. Deci, campionatul a fost câștigat de Meme Stoica. Asta ca să știți. El s-a ocupat de selecție, el s-a ocupat de pregătirea fotbaliștilor. El, practic, a gândit tot proiectul ăsta, care de fapt nu există, că la Gigi Becali nu se lucrează după proiect. Și, prin urmare, merită toate laudele. Este mai prezent pe Facebook, mai des apare pe internet, de pildă, numele Meme Stoica decât numele Stelei. Nu că se confundă cu Steaua Meme Stoica, este peste Steaua în momentul de față. De ce? Pentru că are el grijă să fie prezent toată ziua. Dacă ar fi un om așa de ocupat și ar munci atât de mult pentru interesul echipei, nu cred că ar avea chiar atât de mult timp liber la dispoziție, încât să-l vedem prezent peste tot cu tot soiul de mesaje, care mai de care mai idiot, iertați-mi expresia. Așadar, s-a încheiat campionatul și în România. Practic, știți că presarii, oamenii care lucrează în presa sportivă, se feresc să dea pronosticuri, să ofere pronosticuri populației și să leagă întotdeauna de chestiunea asta: încă nu e matematic campioană. Deși pentru un om care se pricepe la fotbal, e ușor să spună chiar de la startul sezonului de multe ori că echipa asta va ieși, cum a fost cazul Stelei. Din toate punctele de vedere, Steaua era favorită peste toate celelalte echipe, dar nu ne ferim de, nu putem să spunem, dacă ne înșelăm, dacă se întâmplă ceva. Nu știu, mănâncă bătaie 5 etape la rând cu 8-0, jucând de fiecare dată cu viitorul Năvodari sau Ovidiu sau Agigea, de unde e echipa asta de doi bani lui Hagi, al viitor cu media de vârstă de 45 de ani cât are Dică. Bun, asta este situația, s-a încheiat campionatul în România, acum nu va mai ezita nimeni să spună Steaua e campioană. Și în Italia, Juventus Torino, chestiune pe care am spus-o noi tot de la startul sezonului. N-are cine, practic, să-i împiedice pe cei de la Juventus. În Germania, lucrurile, conturile s-au încheiat ceva mai devreme. Și în Anglia, în Spania, nu mai vorbesc, s-a cam terminat cu bătălia pentru titlu. De asemenea, și cu lupta pentru evitarea retrogradării în toate campionatele mai cunoscute. Și la noi, cred că lucrurile sunt destul de limpezi. Și în campionatele mai puternice ale Europei se mai joacă 2-3 locuri de Europa League, pe aici, pe acolo. Dar ne apropiem de finalul sezonului, oricum și era firesc să ajungem în situația asta. Un lucru trebuie spus: după cele văzute în ultimul sezon competițional, dominația echipelor cu bugete mari este din ce în ce mai apăsătoare pentru celelalte. Distanța, prăpastia asta care s-a căscat între brandurile grele ale campionatelor europene și celelalte echipe a crescut. Prăpastia s-a mărit, s-a adâncit. Nu te mai poți apropia de Bayern München dacă te numești Borussia Mönchengladbach. Știi din start că nu mai e nicio șansă. Ați observat că se câștigă totuși campionatul din ce în ce mai de vreme, cu număr din ce în ce mai mare de puncte și cu golaveraje astronomice. Păi Bayern München avea plus 76 golaveraje, cine a mai auzit așa ceva? Asta înseamnă, asta a însemnat până la urmă efectul crizei și în zona fotbalului. Este ceea ce ne-au anunțat economiștii, ce ori mai fi și ăia. Economia numai o știință nu e. Hai să fim serios, ce știință? La ce? Lucrează vreodată economia cu enzimele de care are nevoie corpul uman ca să crească viguros și sănătos? Sunt cărămizile de bază ale materiei în ecuațiile economiștilor? Nu. Lucrează cu niște valori inventate tot de ei, fără să ia în calcul nimic. Asta nu e știință, până la urmă. Unde e oxigenul în ecuațiile economiștilor? Ăsta pe care îl respirăm. Unde-s resursele? Unde-i materia? Până la urmă, nu există un set de valori arbitrare puse așa de ei. Economiștii ne-au anunțat că ăsta va fi efectul crizei. Bogații vor deveni și mai bogați, săraci și mai săraci. Și asta se vede în fotbal. Știm deja în următorii 10 ani cam cine se va lupta pentru titlu și cine nu va avea acces niciodată.
în campionatul respectiv. Asta e situația, trebuie să o acceptăm și probabil ne îndreptăm spre un supercampionat al Europei. Asta ar fi logic să se întâmple, marile echipe jucând în divizia lor și restul luptându-se pentru firimituri, ce mai rămâne de la masă. Care v-a să zic că după o introducere lungă și deloc inspirată să intrăm la chestiune, cum ar fi zis Nenea Iancu, sărim direct la plebicist, să nu plictisim și mai mult auditoriu, să vedem cum a petrecut fiecare credincios român Paștele. Meme Stoica pe Facebook. Am convenit, gata, știm cu ce s-a ocupat de Paște. Unde o fi petrecut, chiar mă gândeam zilele astea, Silviu Mănăstire, zis și Silviu Biserică, sigur din simpatie, este feblețea noastră, practic. Aceasta e mascota emisiunii 11 metri, mai nou. Să nu-mi spuneți că Silviu Mănăstire a petrecut Paștele la discotecă. Nu vă cred. Deși așa ar fi normal. Când te numești Mănăstire, deci porți mănăstirea cu tine, practic, biserica, mai ai nevoie să te duci la biserică. Oriunde te duci, te duci cu mănăstirea. Nu vă spun unde am petrecut noi, pentru că neavând banii lui Gigi, nu putem să ne deplasăm nici la Sfântul Munte, nici în altă parte, și atunci am stat prin localitate. Nici că mi-ar fi dat prin gând să mă deplasez, să mă duc pe la noi prin munți sau pe la mare, pentru că știu ce se întâmplă. Dimpotrivă, savurez aceste zile în care tot neamul prost se urcă pe cal și pleacă prin țară să mai polueze, vorba aceea, și alte ținuturi. La Bucureștiul l-am făcut praf, nu mai vezi un pom. Și nici măcar miros de grătare nu s-a mai simțit zilele astea, s-a simțit miros de altceva. Măcar în zilele astea pot și eu să circul liniștit prin oraș, să mă plimb, să văd parcul nu foarte aglomerat, fără coși de semințe pe jos. De aia, de obicei, nu plec în perioada asta. Dacă doriți să vizitați litoralul românesc, nu văd de ce ați face-o, că e mai scump ca în Dubai. Dar mama e mai scump. Te duci cu, dacă ai teancul de bani, cărămida, cașcavalul, cum ar zice George Copos, nu înțeleg de ce să te duci la Mamaia, când poți să te duci să vizitezi Emiratele. Sau, mă rog, alte destinații exotice și scumpe. Te duci în Bora Bora, ești pe un atol de ăla, unde sunt doar 3 căbănuțe, cu 100 de oameni la dispoziția ta să-ți facă toate poftele, și manicura și pedicura, să-ți tundă și barba și mustața, dacă vrei. Dacă tot ai atât de mulți bani. Dar, în orice caz, dacă alegeți tot litoralul românesc, sfatul meu este să o faceți în a doua jumătate a lunii iunie. Atunci e mai bine, pentru că e și suficient de cald, puteți să faceți și băiță. Nu e nici foarte scump și nici multă lume. Sau după 15 august. La munte, nu știu ce să vă zic, că nu prea mai avem. Adică te duci la munte și vezi așa niște stânci, unde înainte erau pomi, de nu se vedeau stâncile. Păduri nu mai sunt. Nu mai sunt, că e cererea mare. Nu înțeleg de ce e atât de mare cererea de lemne în România, când se construiește numai cu termopan, nici măcar cărămida nu se mai folosește. Rigips, termopan, profile, chestii de-astea, atunci de ce tăiem pomii? Să-mi explice și mie cineva. Mobilă? La ce producem noi atât de multă mobilă? Pe unde vindem mobilă românească? Om avea un export, nu știu, de tipul 5 canapele vândute canadienilor și 3 fotolii vândute pakistanezilor, cam la nivelul ăsta trebuie să fie exportul românesc de mobilă. Pe piața internă, iarăși, noi cumpărăm mobilă de la străinezi. Și pe bună dreptate că fac ai noștri mobilă, doar nu ești împit să cumperi de la Cataramova. Și scumpă și proastă. Și atunci nu înțeleg ce se întâmplă cu pădurile. De ce tăiem pădurile? Să-mi spună și mie cineva. Eu am găsit explicația din prostie. Vă povesteam că anul trecut am fost prin Argeș, sus. Așa, mai spre masivul Piatra Craiului. Mai sunt câteva, e un ținut acolo, câteva locuri, dar îi zice că noi românii nu locuim zona respectivă și nici n-am ajuns pe acolo. Adică sunt în regulă. Respiri alt aer. Probabil că dacă ar fi trăit acolo Sași în loc de români, ar fi fost și mai frumos. În orice caz, pădure ar mai fi, dar nu pentru multă vreme, deși o zonă cu un potențial turistic fabulos, casele localnicilor sunt cât se poate de primitoare, n-ar fi nevoie să mai investească ceva. Le-ar veni turiștii așa cum sunt, că-s curate, oameni destul de gospodari, deci deși ar putea să trăiască din asta, îi taie pomii, dar îi taie fără niciun pic de discernământ. Adică nu aleg pomii aia, că
să mai taie pomul din pădure, ăla uscat. Sunt diverse metode prin care poți păstra pădurea și în același timp poți extrage lemn. Nu, taie, pornesc așa de la baza muntelui până spre vârf, gater lângă gater, așa am văzut. Acum eu am întrebat și eu, bă, dar de ce tăiați pomii? Păi din ce să trăim, domnul? Păi cum din ce, tâmpitule, din turism? Uite, eu am venit la tine, ți-am cumpărat 3 kg de țuică și jumătate de porc. Cum adică din ce să trăiești? Cât scoți din lemnele astea? Cât ți-am dat eu azi, în cât timp faci din lemn? A, păi în vreo lună. Păi și atunci nu te duce și pe tine capul? Păi da, nu știm ce să facem, domnule, că suntem proști. Da? Adevăr greit ai. Ce ai să te faci la anul? Când o să vină viitura cu pământ cu tot, de pe vârful muntelui o să rămână numai stânca și tot pământul va fi peste casa ta, dacă tai pădure. A, păi nu știu. Da, cred că s-a gândit domn primar. Deci ăsta e românul, mă. De-aia, vă spuneam, la munte nu știu ce destinație să vă recomand, că nu știu pe unde a mai rămas ceva de văzut. Ori mai fi câteva locuri neatinse de lăcomia și prostia noastră, n-am pot să vă zic pe unde sunt. În orice caz, situația nu arată grozav nici în alte țări din Europa. Foarte curând o să respirăm numai vapor de benzină. Deși, repet, nu se mai construiește nimic din lemn. A, ca să mai vorbesc despre faptul că mobilierul e din plastic sau din rumeguș, din prefabricate, în tot fel de prostii. Nu înțeleg, eu nu pricep ce se întâmplă cu lemnăraia asta, de ce tăiem noi pădurile. Revenim după pauză. Vai, 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 iepurașul n-a venit pentru viitorul lui Hagi. Ce să ne mai facem? Bă, ce prostie și asta cu iepurașul. Iar importăm tot felul de tradiții și de stupizenii din vest, când noi le avem, slavă Domnului, pe ale noastre. Sunt milenare, fraților, dar noi importăm iepurașul ăsta. De când a devenit, bă, iepurașul simbol de Paște? Vă spun eu, de când au intrat corporațiile în România cu magazinele lor, mânca le-ar tata pe ele de magazine, așa și cu Halloween-ul și cu alte prostii. Șmecherii ăștia de peste ocean au inventat tot felul de prostioare ca să vândă produsul mai bine, mai iute și cu profit mai mare. Ah, ce repede le-am luat! Mă așteptam să se întâmple chestiunile astea. Dacă vorbim despre influențele străineze în România din cele mai vechi timpuri și până în momentul ăsta, vom vedea că nu s-au schimbat lucrurile. Noi românii suntem un absorbant. Și cred că era potrivit termenul, dar hai să fim eleganți. Un aspirator de prostii. Aspirăm tot. Absolut tot, fără discernământ. La noi nu este sită, noi nu cernem. Să vedem, nu ne folosește la ceva chestia asta sau nu. Așa și cu iepuraș. Și în fine, n-a venit iepuroiul pentru Hagi, deoarece s-au întâlnit cu CFR Cluj, iar ăia și ei aflați în oareși ce suferință, n-au cedat punctele cum era de așteptat. Și uite așa, viitorul lui Hagi rămâne tot prin zona retrogradării. Noi știm de la începutul sezonului că Hagi nu trebuie să retrogradeze cu viitorul. Și acum o să vedem cât de mare este influența pe care o mai au frații Becali la Federația Română de Fotbal. Se aude că Hagi mai nou va fi președintele Federației Române de Fotbal după ce se retrage Mircea Sandu și nu Gică Popescu, dar eu vă spun că nu contează, tot aia e, tot brânza aia e, dacă va fi Gică Popescu sau Gică Hagi. Ei nu știu să conducă, nu pot conduce, vor conduce alții în locul lor. În schimb, ei, mai ales Hagi, se vor face de râs în aparițiile publice. Eu că vă dați seama că, neștiind ce e aia diviziunea muncii, nu vor avea, nu își vor numi purtători de cuvânt care să știe să trateze, să gestioneze relația cu publicul prin intermediul presei. Vor încerca să ofere tot ei răspunsuri și atunci să te ții. În orice caz, răul cel mare a fost făcut fotbalului românesc. Nu văd cum s-ar putea redresa în următorii ani. Poate să mai treacă vreo 2-3 decenii până când vom găsi, dacă vom găsi resursele, să ne ridicăm iarăși. Într-o vreme părea că suntem capabili, dar odată cu apariția gășculiței conduse de Mircea Sandu sau de cine o fi condusă, poate el e băgat la înaintare, vulgar vorbind, lucrurile s-au lămurit. Nu suntem în stare și nu vom fi. Nu se mai poate face nimic în momentul ăsta. Vedeți foarte bine că nu vor o reformă,
nici măcar așa instituțională. Rămân la fel de multe echipe în prima ligă, tot două serii în Liga a doua, tot cu scuze idiote de tipul, păi, n-au oamenii bani, cum să-i punem să joace, să facă deplasarea de la Constanța la Baia Mare? Asta e o prostie, nu stă în picioare niciun punct de vedere. În primul și în primul rând, dacă n-ai bani, nu-ți mai faci echipă de fotbal. Pleci, vinzi echipa altuia care are bani. E simplu. Iar dacă nu se găsesc bani deloc pe plan local, aia e, închidem prăvălia, ce să facem acum? Trebuie neapărat fiecare oraș din România să aibă echipă în Liga 1 sau a doua, fiecare localitate mai mare, mai răsărită. Poate în unele regiuni localnicii s-au dedat altor sporturi. Poate, cum se întâmplă prin centrul țării, vor hockey. Poate în altă zonă gimnastică. Nu știu, nu e obligatoriu ca toate județele, toate regiunile, toate orașele să fie reprezentate printr-o echipă de fotbal. Asta cu bănuțul s-o lăsăm. Văd că pentru șpagă, pentru arbitri și pentru alte alea se găsesc bani. Pentru deplasări nu. Atâta vreme cât nu vom cernesita, nu văd cum s-ar putea ieși din situația asta. Și tot trăgând de timp, vom ajunge într-un punct mort. Va fi prea târziu, nu s-a mai putea face nimic. Așadar, viitorul lui Hagi deocamdată stă destul de prost. Pe de altă parte însă, cum nu ne mai putem mândri cu performanțele alor noștri, Miroslav Kloze, iarăși se vorbește despre el, dispăruse în ultimii ani de la Lazio, a doborât o barieră. Cum vine asta să dobori bariera? Poate ștacheta. Reprezentată de lipsa acută de goluri din rândul jucătorilor care evoluează în Serie A. Doamne, cine o fi scris prostia asta? A dobărât o barieră reprezentată, bariera fiind reprezentată, de lipsa acută de goluri, nu știu ce înțelegeți voi, ăla care a scris sigur nu înțelege nimic. Într-o partidă din etapa 29, vârful lui Lazio a marcat 5 din cele 6 goluri ale echipei sale în victoria zdrobitoare 6-0, obținută în fața celor de la Bologna. Ultimul futbolist care marcase 5 goluri într-un meci a fost Roberto Pruzzo în 86, AS Roma Avellino 5-1. Cred și eu că a trecut atâta vreme că italieni nu prea se întâlnesc scoruri de genul ăsta. E drept că ei nici nu au o echipă de tipul Bayern München care să calce tot în picioare. Deci, știrea trebuia redactată așa. Miroslav Kloze a doborât un record care datează din 86, nu o barieră reprezentată de lipsa acută de goluri. Numai prostii, scriu ai noștri. Am uitat să vă spun, cu ocazia sfintelor sărbători de Paște au avut loc 3 cutremure în Vrancea, așa din prima zi. Cum Mărmureanu Bazalt era plecat probabil la Sfântul Munte, n-a putut să ne ofere explicații. Au fost cutremure mici. Atenție pentru cine pune boticul la asemenea neștiri. În fiecare zi se petrece câte un seism foarte mic. Unele sunt atât de mici că nici nu pot fi înregistrate de aparatura noastră în mod sigur, în mod cert, depășită. Dar cum nu erau știri, au sunat probabil la Institutul de Seismologie. Dom'le, dați-ne și nouă un cutremur, două măcar. Vă dăm 3, dom'le, hai, că e Paștele. Ah, treacă de la noi, luați 3 cutremure. Avem vreunul mai mare? Noi nu puteți vă dăm chiar unul mare. Da, unul de 3,5 grade va ajunge. Noi nu putem să spunem 4. Ai, 4, na, treacă de la noi. Da, n-aveți informația de la noi. Da, vă rog, chiar să nu citați sursa. Așa și cu cele 3 cutremure în Vrancea, în prima zi de Paște. Neștiri, cum ne-a obișnuit presa de la noi. Japonezii nu fac datele astea publice nici măcar pentru cutremurile care trec de 7 grade, la ei e ceva obișnuit. A, dacă se produce un seism de la catastrofal, o să vedeți informații în presă. La noi, când nu ai știri, dai și unul de 1,5 grade, că românul nu e așa, se mulțumește cu puțin. Sport Total FM. Ei britanici, cu ocazia slujbei de înviere, au realizat și ei un studiu foarte interesant, publicat de colegii noștri de la timesnewroman.ro. Potrivit acestui studiu, prezența credincioșilor români la înviere ar fi sensibil mai ridicată dacă în loc de banala lumină s-ar da tigăi. Corect. Trebuiau să vină cercetătorii britanici să ne spună asta, eu cred că nu. Știam această chestiune. De altfel, românul, majoritatea românilor de aia se duc
poate pică ceva. Ce-o pica acolo? Dacă nu pică de la biserică, las că pică de prin buzunarele celorlalți credincioși. Că de-aia evit locurile aglomerate de obicei în noaptea de înviere, că știu de ce se duc majoritatea. Cercetătorii susțin că impresionați de rezultatul studiului, au efectuat un sondaj de control, așa? Iar la întrebarea ce alte motive v-ar determina să participați la slujba de înviere, peste 90% din respondenți, cum se zice pe la noi, au declarat o tigaie. Acum, în loc de tigaie, să știți că românul se mulțumește și cu o sită. Și cu ulei, până la urmă, și fără tigaie. Am văzut cum se cumpără uleiul de sărbători la noi. Uleiul este cel mai vândut aliment, dacă vreți, că pentru români e un aliment. Trece uleiul prin pâine și gata. L-am văzut pe unul cumpărând cu baxurile. L-am întrebat: dom'le, aveți firmă, magazin, ceva? Nu, tată, să fie acolo în casă. Adică ați luat, cred că, jumătate de tonă. Nu se știe, nu se știe, are dreptate omul. Nu se știe niciodată dacă izbucnește o criză a uleiului, de floarea soarelui, care e de fapt de pufoaică. De unde a ta floarea? Ce ați mai văzut floarea soarelui? Prin Bărăgan? De fapt nu s-a mai văzut nimic prin Bărăgan, în afară de praf. Arată Bărăganul acum precum peninsula Arabiei, să știți. Dacă vă plimbați cu trenul, cu trenul aveți și timp să vedeți. Aveți, că circulă cu 20 de kilometri la oră, aveți timp să și semănați, să și arați, să și culegeți dacă mergeți cu CFR-ul. Nisip, atâta se mai vede, de unde floarea soarelui. Așa că nu, să nu spuneți mie că uleiul ăla e de floarea soarelui. Cât despre uleiul de măsline care ajunge în România, sunt băiat finuț și n-am să vă spun ce fel de măsline sunt alea. Să încercăm să luăm legătura, dacă nu cumva am și reușit, cu colegul nostru din Anglia, care nu știu pe unde se află, de fapt, în aceste zile. De fapt, nu știi niciodată pe unde se află, că așa sunt englezii ăștia, bă. De-aia, la un moment dat, aveau cel mai întins imperiu cunoscut în istorie. Unii zic că a fost al lui Genghis Khan. Na, vedeți-vă de treabă, bă. Influența englezilor se întinsese peste tot, pe toate continentele. Ne mai vorbim despre faptul că ei au stăpânit India în ansamblu, în integralitatea ei, în totalitatea ei, ceea ce mongolii n-au reușit, au ocupat doar o feliuță. Știți că indienii sunt mulți și jungla e multă acolo, așa că nu-i putem bate pe englezi. Da, au și ajuns la nivelul respectiv, pentru că circulă. Circulă foarte mult. Înțeleg că vor să ocupe Banatul acum. Banatul s-ar putea, pentru că oricum este cea mai civilizată regiune a țării, că noi așa am fost învățați, civilizația se oprește la Orșova, Banatul s-ar putea să intre în Commonwealth. Și Harghita cu Covasna, odată cu autonomia, în Imperiul Austro-Ungar, pentru că ungurii mai cred încă în chestiunea asta, ei au senzația că există încă Imperiul Austro-Ungar, să-i lăsăm acolo unde place lor în secolul 19. Dar Banatul va intra în Commonwealth, pentru că oricum prințul Charles cred că și-a făcut, și-a cumpărat și pe acolo o proprietate. Îl avem sau nu avem pe Călin? Să trăiți! Da, eu cred că propuneți niște teme de discuție false, atâta vreme cât trebuie să începem cu Hristos a înviat, pentru toți cei care ne ascultă, așa, și mai apoi, sigur, putem să divagăm, să spunem că probabil că vorbim și de o sărbătoare în care Iuda și-a dat seama că gluma lui de 1 aprilie a întrecut măsura, dar, eu știu, sărbătoresc în țară, într-adevăr, și remarc foarte multe lucruri care înconjoară România atunci când vine vorba de sărbătoarea de Paște. În primul rând, la țară este un alt fel de Paște decât la oraș. În al doilea rând, remarcăm ce înseamnă vacanța românilor când vine vorba de sărbătoarea de Paște. Astăzi am văzut că știrile erau clasice, cumva puteai să iei materialele din anii trecuți, să le dai în anul ăsta. Aglomerație, se circulă bară la bară spre București, românii se întorc de la munte, de la mare, din toate părțile, nu putea să circule. Deci România a rămas cumva anuală în același ciclu. Deci, nu înțeleg de ce au mai fost și chemați oameni la lucru, pentru că putea să dea materiale de anul trecut fără niciun fel de problemă. Da, uite, cineva îmi scrie, e pe dracu cel mai civilizat, Doamne, iartă-l că vorbește așa urât în sărbătorile. Se referă la Banat, probabil. Nu,
Banatul este bine așa cum este el. Banatul nu ține nevoie de recunoaștere din partea restului țării, n-au niciun fel de problemă de a fi recunoscuți. Normal, așa? Sigur. Deci sunt niște oameni foarte liniștiți la locul lor, sunt mulțumiți de faptul că sunt acolo și că nu sunt în alte zone ale țării, că sunt atât de aproape de vest, că pot să ajung atât de ușor mai degrabă în Austria decât în a merge înspre munții noștri, în stațiunile noastre montane. Da, eu am zis de multe ori, să știi că aveam un patronat care avea mai multe locații și pe restul teritoriului României, chiar și Moldova și în Transilvania, și trebuiau să înțeleagă cât de mult sunt diferiți clienții când vine vorba de zona asta de vest a României și cealaltă zone al României. Într-adevăr, sunt oameni care compară mai mult ce găsesc în țara lor cu ce găsesc în alte țări în momentul în care ies. Și sunt mult mai pretențioși din punctul ăsta de vedere. Sunt diferite zonele României, dar asta nu înseamnă că una e mai bună decât alta. Înseamnă doar că una e diferită față de alta. Am înțeles că ești supărat după weekendul ăsta. Am făcut de ieri promisiunea că... Te-ai certat cu Sir Alex Ferguson? Am făcut de ieri promisiunea în online. De la ce v-ați luat? Deci duminica de Paște, într-adevăr, s-a negurat puțin ieri. O aveam așa de sâmbătă, înainte de înviere, treceau gânduri prin cap, pentru că primisem câteva informații deranjante legate de ce se putea întâmpla în duminica meciului dintre United și Chelsea. S-a confirmat ce-i drept până la urmă și am promis de ieri că îl voi numi pe Sir Alex Ferguson un nenorocit, ceea ce justifică cumva modul în care el operează și în ultimii ani, dar mai ales la ce s-a întâmplat și ieri. Să nu înțeleagă cineva, cum mulți au speculat de ieri, că eu astăzi voi condamna faptul că United s-a predat în fața lui Chelsea. Dom'le, nici nu contează dacă a făcut asta, da? În primul rând, au dreptul să facă lucrul ăsta și strategia lor poate să le permită să aleagă cum vor să abordeze meciuri. E problema lor. Cum a făcut echipa de start, pe cine a decis să odihnească. Dintr-o dată era nevoie să fie odihniți De Gea, Rio Ferdinand, Rooney, care a fost trecut pe bancă. N-are importanță. Astea erau mai puțin importante. Important era motivația gestului, motivația de a trimite o echipă mai slabă decât aia care a fost în meciul cu Arsenal, de a aborda meciul mai slab decât au abordat meciul cu Arsenal, și a existat o motivație. Cum ziceam, informația o primisem de sâmbătă și era legată de faptul că, ții tu minte că undeva spre sfârșit de martie, început de aprilie, v-am dat informația că trei nume avea pe un bilețel Alex Ferguson pentru achiziție, unul vroia să rezolve din vară. Era vorba de Falcao, de Lewandowski și de Gareth Bale. Falcao se duce tot mai clar înspre Chelsea. Despre Lewandowski știm că se duce tot mai clar înspre Bayern, cam acolo ar fi și el al lui Bayern. Și în fine mai rămâne Gareth Bale, pe care într-un fel îl poate rezolva, sau într-un fel bănuiește Alex Ferguson că îl poate rezolva, să-l convingă să plece de la Tottenham, dacă echipa lui nu prinde fotbal de UEFA Champions League. Ar deveni un jucător care probabil ar căuta o altă destinație. Cel puțin așa au fost calculele lui Alex Ferguson. Din punctul ăsta de vedere, este un nenorocit pentru faptul că așa s-a gândit să facă. Atenție, clubul nu dorește să negocieze cu Manchester United pentru Gareth Bale. Singura variantă lui Alex Ferguson rămâne să o facă așa cum o face el de obicei, să treacă peste dorințele clubului, să contacteze jucătorul, ăla să fie suficient de nemulțumit de poziția clubului lui încât să accepte ofertă de la Manchester United. E, pentru asta, mie mi se pare o tactică absolut nenorocită, nu știu cum se spun, dar mă bucur și eu cred că sunt semnale, pot să anunț cu oarecare încredere în ce informații am, că Gareth Bale va semna un nou contract cu Tottenham Hotspur, va deveni cel mai bine plătit jucător al lotului și peste salariul pe care patronii lui Arsenal, de exemplu, îl impun ca și plafon de salarizare, deci peste 100 de mii de lire pe săptămână. El acum este undeva la 75-80 de mii de lire pe săptămână cu contractul actual, care e valabil până în 2016, și din ce informația mea, va semna pe undeva pe 130 de mii de lire pe săptămână pentru un nou contract cu clubul. Asta e ce m-a deranjat, știi, tactica asta de a atrage jucătorul, de a-l face suficient de nemulțumit la clubul lui încât să își dorească alte destinații. Eu nu mi-aș face așa mari griji, știi foarte bine că îl confundă pe Gareth Bale cu Christian Bale. Nu, probabil că nu va reuși. Când își va da seama că nu e ăla, poate face iesul și îl va aminti când se vor afla față în față, va fi prea târziu. În orice caz, va pleca de la Tottenham.
Va pleca, o să vedem în care an. Deocamdată avem publicitate, să nu uităm de ea și da, mai dăm detalii, detalii după publicitate. Eu sper, pentru că știi cât de mult țin la voi, la fanii lui Tottenham Hotspur, ca domnul Bale să plece chiar în această vară și dacă se poate la cea mai nesuferită echipă din Londra, din punctul vostru de vedere. Dacă nu vreți, nu vreți să vă gândiți la binele băiatului și să-l lăsați la Manchester United, atunci, nu știu, la Arsenal, la West Ham, nu știu pe cine urâți voi mai mult și mai mult. Am mai explicat care sunt argumentele pentru care ar rămâne el, pentru care clubul vrea să-l țină și pentru care merită să investească și în creșterea salariului lui. E vorba de a păstra acest vector de imagine la club. Este un jucător despre care se vorbește cel mai mult și care duce cea mai multă atenție asupra clubului. Ori acum Daniel Levy umblă după un sponsor pentru echipă. E nevoie să atragă un sponsor cu puteri mari, cu, eu știu, cu o potență financiară cât se poate de ridicată și pentru a aduce astfel de investitori ai nevoie de a propune un produs de calitate. De asta încă mai e nevoie să-l țină, de asta va investi echipa în Gareth Bale și de asta o să-l vedem cu siguranță și în sezonul viitor tot la Tottenham. Mai departe, eu sunt convins, cum am mai tot spus, este viitor jucător Real Madrid. Rămâne doar să aflăm din care an va și deveni jucătorul celor de la Real Madrid. Dar să nu uităm să-l salutăm și pe Gheorg, care este în legătură cu noi acum. Salutări, Gheorg! Bună ziua! Da, că ne-am luat cu poveștile noastre, dar am fost așa mai supărat eu după ceea ce am văzut ieri la meciul dintre United și Chelsea. Și aproape că s-a molipsit supărarea asta și la mine, dar nu pot să fiu foarte supărat pe Manchester, pentru că atunci înseamnă că mă supăr și pe Andy și n-aș vrea să-l supăr nici pe el, așa că țin supărarea la mine, dar lăsând gluma la o parte, am pentru voi o știre interesantă, probabil că și mediile din Anglia le-au răspândit deja. Ei, unde merge Rafa Benitez, dacă e adevărat, vine la Schalke? Lumea râde aici, este o chestie ieșită din comun. Vă dați seama, un asemenea antrenor la Schalke, mi se pare că se potrivește, cum zice românul, ca nuca în perete, dar informația există. Sigur că cu Rafa Benitez intră Schalke într-o anumită situație neplăcută, pentru că între timp Jens Keller, antrenorul în funcție, merge din succes în succes, echipa Schalke se află pe locul 4 cu, practic, cu foarte bune șanse, aș spune eu, pentru a participa la calificările pentru Champions League. Un alt antrenor a fost deja contactat și se pare că există cu el un contract care este condiționat de reușita sau nereușita lui Jens Keller. Este vorba de numai puțin cunoscutul fost internațional Stefan Effenberg, care a absolvit cu succes anul trecut școala de antrenori. Ei, uite așa, suntem la Schalke acum, cu trei antrenori posibili, unul singur în funcție, dar, cum să spun, povestea asta cu Rafa Benitez i-a uimit pe toți și i-a făcut pe foarte mult să zâmbească pur și simplu a neîncredere și a admirare, dacă vreți. Stai să vezi că s-ar putea să apară câteva opțiuni pe care Rafa Benitez nu le bănuia, cel puțin deocamdată. Schalke reprezintă o variantă ok pentru el, acolo sunt bani. Pentru el, dar nu pentru Schalke. Da, pentru el ar fi destul de regulă. Mă îndoiesc, adică aș crede oarecum că și pentru Ciprian Marica ar trebui să fie o oarecare veste bună, pentru că Rafa recunoaște calitatea jucătorului și Marica ar putea să obțină un nou contract cu Schalke. Dar, lăsând gluma la o parte, vorbesc într-adevăr despre o variantă care ar circula cu Real Madrid, din momentul în care ieri a anunțat Carlo Ancelotti că își va prelungi contractul cu Paris Saint-Germain și că ar urma să mai rămână la francezi și în sezonul viitor. Ancelotti era prima opțiune acelor de la Real Madrid pentru înlocuirea lui Jose Mourinho. Ori acum ar putea să apară și Benitez în discuția asta și să vedem dacă nu cumva, dacă există de acolo contacte și ar primi semnale să-și dorească mai mult o astfel de echipă decât Schalke. Vieții oamenii ăștia de la Schalke. Of, 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 cum să-l alegi pe Rafa Benitez? Dumnezeule, este probabil cel mai prost antrenor de top din Europa. Nu știu cum a intrat în top.
Rafa Benitez își dorea foarte mult să eșueze Brendan Rodgers la Liverpool și să fie văzut ca un fel de salvator care vine și are o șansă de a readuce clubul la glorie. Cam așa își dorea el după ce aflase că Chelsea nu va intenționa să-i ofere un contract de lungă durată după acest interimat pe care l-avea până la final de sezon. Rafa Benitez a așteptat și chiar a făcut contacte și a instruit managerul, agentul, să își se ia legătura cu cei de la Liverpool, să-i anunțe disponibilitatea lui în condițiile în care în vară ar urma să se despartă cei de la Liverpool de Brendan Rodgers, dacă nu ne vor evalua ca fiind satisfăcătoare munca lui acolo la club. Dar, pe de altă parte, Liverpool a avut o parte a doua sezonului mult mai bună decât prima parte și momentan nu se ia în discuție debarcarea lui Rodgers de la Liverpool. Știrea asta cu Benitez a apărut ieri, a fost 5 mai. Dacă adăugăm și cele 30 de zile din aprilie, vom vedea că, de fapt, informația a întârziat exact 5 săptămâni. Ea era scadentă pe 1 aprilie și atunci toată lumea ar fi râs, însă chestiunea nu e de râs, pentru că, într-adevăr, un Benitez în Bundesliga nu știu ce ar putea face. Aici nu prea au avut mari șanse antrenori spanioli, au fost foarte, foarte puțini, după câte știu eu. Este o nouă încercare sau, să zic așa, un nou elan cu Pep Guardiola, dar mi se pare că cei doi antrenori nu avem ce să-i comparăm sau să-i amintim într-o singură frază. Dar aș vrea să trec puțin, Andy, dacă îmi dai voie, la ceea ce s-a mai petrecut prin Germania. Și cum ne-am despărțit vineri de ascultători, revenim acum cu Liga a doua, pentru că, după părerea mea, există importante clarificări. Două meciuri au fost importante în această etapă. Bochum a învins Köln cu 2-1. Cu acest meci, practic, speranțele lui Köln de a mai urca pe locul al treilea, locul de baraj, sunt practic nule, zic eu. Iar celălalt meci a avut loc între Kaiserslautern și a doua echipă din Frankfurt, acest FSV. Lautern a câștigat cu 4-1 și cu aceasta s-a lămurit și care sunt șansele echipei din Frankfurt, care spera și ea, printr-un rezultat favorabil, să ajungă pe acest loc al treilea din ligă. După câte știm, Hertha și Braunschweig sunt deja promovate. Cu alte cuvinte, se profilează o echipă pentru baraj în această formație din Kaiserslautern. Sigur că mai mult îi interesează probabil pe ascultătorii noștri ce s-a mai petrecut prin prima ligă. S-au petrecut niște lucruri interesante, mai ales a fost așteptat cu foarte multă nerăbdare și a spune cu caracter de test, parcă, acest joc de la Dortmund dintre Borussia și Bayern München. E bine, văzând deja formațiile care au fost aliniate de cele două echipe, ne-am dat seama că chiar așa o prioritate mare această confruntare nu va avea. Dortmund a avut 80% prima echipă în teren, în schimb Bayern a apărut cu o serie întreagă de jucători din linia a doua. N-au jucat Lahm, Schweinsteiger, Martinez a intrat doar în ultimile minute, Robben, Ribéry au lipsit, Müller a intrat și el doar în final. Cu alte cuvinte, a fost o echipă 1A, să spun așa, poate chiar 1B. Totuși, pe parcursul întâlnirii, pentru că au căzut niște goluri foarte repede, minutul 11, Grosskreutz pentru cei de la Dortmund, Gomez a egalat vreo 12-13 minute mai târziu, s-au ivit pe parcursul meciului câteva întâlniri între jucători care au întotdeauna câte ceva de împărțit, mai ales când este vorba de acest Dortmund-München. Unul dintre cei de la Dortmund l-a atacat în mod periculos pe portarul Neuer, este vorba de Schieber, Neuer aflându-se la pământ. Blasikowski s-a înfruntat de mai multe ori cu Rafinha, la un moment Rafinha i-a dat un cot în față, Rafinha a văzut cartonașul roșu, Blasikowski care a provocat și el pe cel galben, iar ca urmare acestei eliminări, pe marginea terenului, acolo unde sunt băncile de rezervă ale celor două formații, între directorul sportiv de la München, Matthias Sammer, și antrenorul lui Dortmund, Jürgen Klopp, s-a iscat un dialog nu foarte prietenesc. Cei doi s-au apropiat ca doi cocoșei, practic între cele două nasuri a existat o distanță de un centimetru cel mult. M-am așteptat chiar poate să ia la bătaie. Adică un meci care până la urmă a depășit acest caracter de test.
și ne putem da seama cam ce va fi pe Wembley peste mai puțin de 3 săptămâni, dacă deja un asemenea meci de campionat, care practic nu are absolut nicio importanță, a creat o asemenea tensiune. În rest, în Bundesliga se profilează noi clarificări. Cel mai interesant mi se pare ceea ce s-a întâmplat la Stuttgart Fürth, pentru că această echipă din Fürth realizează o performanță neobișnuită, un unicat în materie în Bundesliga, care împlinește, după câte știm, 50 de ani în acest an. Fürth nu a câștigat până acum niciun meci pe teren propriu, are 21 de puncte și din acestea a adus 17 puncte din deplasare. Este cel mai mare număr de puncte realizat de o echipă retrogradantă în meciurile disputate pe teren propriu. Glumeau comentatorii spunând că pentru sezonul viitor Fürth ar trebui să facă un memorandum la federație și să ceară disputarea tuturor meciurilor în deplasare, pentru că are mult mai multe șanse de a scăpa cu fața curată din, de pe ultimile locuri. În sfârșit, Hoffenheim, deși a adus un punct important de la Bremen, pare să, cam să fie lipsită de șanse. O vom ști săptămâna viitoare, respectiv săptămâna aceasta sâmbătă, când toate meciurile etapei 33 au loc de la ora 15:30, când, cum spuneam, Hoffenheim va juca în compania lui Hamburg pe teren propriu. De aceea este acest meci important, pentru că contracandidata directă, Augsburg, deși joacă pe teren propriu, întâlnește, deși joacă un meci important în apropiere, la numai 100 de kilometri, este vorba de München, nu are șanse prea mari, pentru că mă îndoiesc că Bayern München pe teren propriu, în ziua în care va primi trofeul de campioană, să cedeze punct sau puncte echipei din Augsburg. Cu alte cuvinte, șansa pentru Hoffenheim a crescut considerabil cu acest meci. În fruntea clasamentului s-a lămurit și problema participantelor la Champions League. Bayern München, Dortmund, Leverkusen sunt sigure, Schalke cu un picior în calificări, cum spuneam, iar prin egalul realizat pe teren propriu de Hamburg în compania lui Wolfsburg s-a mai lămurit o chestiune. Wolfsburg nu mai are practic nicio șansă la un loc european, cum nu are nici Hannover sau Mainz. În schimb, Frankfurt și Freiburg cu 4 și respectiv 3 puncte avans față de locul 7 par să aibă sigure aceste locuri 5 și 6, care asigură calificarea în Europa League. Ar fi un succes extraordinar pentru Frankfurt ca nou promovată, iar pentru Freiburg, această echipă de instruire și pregătire a tinerilor talente, de asemenea, există un singur semn de întrebare sau o singură durere în această privință, și anume că Freiburg rămâne practic cu jumătate de echipă, cealaltă jumătate este pe cale de transferare, însă așa cum ne-am obișnuit la acest club, an la rândul, aici se cresc întotdeauna talente, sunt mai multe titluri de campioane de juniori și de alte diferite categorii de vârstă. Cu alte cuvinte, acolo este o pepinieră care va reuși, poate nu chiar în primele etape ale noului sezon, dar va reuși până la urmă să compenseze plecările. Cum spuneam, urmează încă două etape în Bundesliga, ambele au loc sâmbătă, sâmbăta ce vine și următoarea, la ora 15:30 ora locală, toate meciurile de la aceeași oră, ca și în Liga a doua de altfel. Există puțin, puțină liniște totuși în fotbalul profesionist, pentru că așteptările și speranțele față de această finală pe Wembley sunt uriașe, sunt practic greu de spus în cuvinte. Numai la Borussia Dortmund au fost înregistrate 450.000 de cereri de bilete pentru 24.000 și ceva câte sunt la dispoziție. Vă dați seama cam care este interesul pentru această finală germană de la 25 mai. Ia uitați ce am găsit eu aici, ne-a trimis un prieten câteva considerațiuni pe tema sosirii lui Ancelotti la Real Madrid și pe subiectul pe cine aduce la echipă, cine vine, cine pleacă. Și apar aici nume gen Gündogan de la Borussia, Gareth Bale, bineînțeles, de la Tottenham. Deci Ancelotti pe cine l-ar aduce la Real Madrid? Da, Carvajal, ar mai fi cineva de la Bayern München, nu i-au pus numele că nu știu, probabil cine ar putea veni. Bine, discuția momentan e
oarecum inutilă, pentru că așa cum ziceam, ieri a anunțat, sau cel puțin s-a anunțat în Franța, că Ancelotti își va prelungi contractul cu Paris Saint-Germain. Așa că dacă se va confirma și dacă vom primi anunțul oficial, atunci cu siguranță lucrurile vor fi lămurite. E o listă care va rămâne doar în, eu știu așa, într-un colț de ziar, da. Pe Facebook. Da, sau într-un colț de ziar. Dar să știi că din Franța mi-a mai atras atenția o știre, până la publicitate să apucăm să stăruim 3 minute asupra ei. Situația lui Asse Monaco, fraților, nu știu dacă ați aflat în ce situație au fost puși de către francezi cei de la Asse Monaco. Bine, e într-un fel justificat, pentru că ăștia au bani. Acum îmi pare rău că nu e Radu împreună cu noi, dar la revenire cred că o să ne explice mai bine situația de acolo. Se știe că Asse Monaco are bani, așa că e un club care ar trebui să fie pus sub taxele care vor intra în vigoare din sezonul viitor. Astea foarte mari care vor afecta cluburile franceze. Dar ei fiind în Monaco, cel puțin nu vor fi influențați decât sub legea statului, cum e și în Monte Carlo, cum sunt legile de taxare mai permisive acolo. E bine, acum a fost o întâlnire vineri între conducerea ligii franceze și Asse Monaco și le-a fost transmis celor de la Monaco faptul că ei trebuie să-și mute sediul clubului pe teritoriul Franței pentru a intra sub incidența legilor franceze. Lucru care a fost refuzat de către cei de la Asse Monaco și atunci li s-a transmis care ar fi prețul pe care l-ar avea de plătit pentru a nu-și schimba sediul clubului pe teritoriul Franței. Și este comunicat oficial pe site-ul clubului Asse Monaco. Puteți, cei care ne ascultă, pot să-și acceseze site-ul clubului pentru a verifica informația. Cei de la Monaco anunță că au fost somați să plătească 200 de milioane de euro pentru a nu trebui să își modifice sediul clubului să-l treacă pe teritoriul Franței. Este incredibil, mi se pare ceva fabulos și amenință cei de la Monaco cu faptul că vor intenta proces, vor acționa pe toate căile legale sau pe toate căile sportive, nu știu cum anume s-ar putea apăra de o astfel de decizie, dar li se pare scandalos faptul că ar trebui să plătească 200 de milioane de euro pentru a accepta francezii să rămână pe teritoriul statului Monaco și să nu-și mute sediul clubului pe teritoriul Franței. Da, Monaco, cum spunea, deocamdată este în Liga a doua, adică problema nu este foarte arzătoare. Ca și promovat. Nu este foarte, nu este foarte arzătoare și eu mi-aș putea închipui un scenariu și mai interesant. Această echipă din Monaco ar putea să participe până la urmă și în Liga italiană, dacă ar dori foarte mult, pentru că afinități există și în direcția asta, însă nu cred ca Federația FFF franceză, cum se numește, până la urmă să ajungă la măsuri din acestea extreme, pentru că totuși Monaco este o echipă de tradiție în Liga franceză, nu numai că a fost campioana Franței, dar sunt acolo și alte interese, cu siguranță economice, financiare, care până la urmă vor schimba puțin luele de poziție din fruntea fotbalului francez. Avem puțină publicitate, dar după ce revenim, vreau neapărat să vă spun ce dramă s-a trăit în Liga a doua engleză în ultima zi a sezonului, în ce a fost nebunia din ultimele două ore ale sezonului, atât la promovare cât și la retrogradare. Au fost câteva scene de poveste, într-adevăr, și avem în sfârșit echipele care vor juca în Premier League din sezonul viitor și lotul de patru echipe care vor evolua în play-off-ul de promovare. La fel de bine avem și cele trei echipe care au retrogradat, dar povestea lor după puțină publicitate.